Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. Începând cu acest video, am să realizez generatorul de înaltă tensiune. L-am mai făcut și în alt video, dar acum am să-l fac mai în detaliu. Au fost mulți care au cumpărat generatorul de la mine de pe pagină și au avut în mare parte probleme cu realizarea bobinei. Cu toate că nu sunt eu specialist mare în bobine, de fapt nu îmi plac bobinele să bobinez. Bobina este destul de simplă de realizat dacă respectați regulile care le-am scris și pe blog și care vi le-am și trimis pe mail. Dar din păcate mulți au greșit la realizarea bobinei. Așa că voi mai face o serie de câteva video cu generatorul de înaltă tensiune. Și anume construirea lui, realizarea bobinei și, bineînțeles, modificările necesare pentru cei care vor să-l folosească ca generator de ioni și alte experimente. Vom începe prima dată cu partea mai dificilă, între ghilimele spus, adică cu realizarea bobinei. Foarte important. Am aici suportul bobinei. Da? Este vorba de trei bobine care trebuie să le realizăm pe acest suport. Și avem în felul următor. Avem o bobină, bobina V1, care are 100 de spire cu 0,315, V2, 4 spire cu 0,75 și V3, 5 spire cu 1 mm. Bun. Hai să vedem cum facem, da? Prima dată eu mi-am improvizionat aici un mic banc de o mașină de bobinat. Am aici o menghină de asta ce se pune pe masă, nimic deosebit. Iar aici am prins un corp de la un marker. Am pus un pic de scotch pe el pentru a introduce suportul și a-l ține fix pe acest suport, da? Pentru a nu se mișca. Corpul bobinei are 3, 6, 9, 12 pini. Iar aici mulți fac aceeași greșeală, nu se uită atent pe corpul bobinei. Pinii sunt numerotați, dar bineînțeles se vede destul de greu, dar dacă ești atent se poate observa. Există un 1 aici și un 6 aici. Asta înseamnă că acest pin este 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar pe partea cealaltă aici este 7-le. Este un 7 mic și un 12 în capătul celălalt. Asta înseamnă că 7 începe de aici. Da? Deci este foarte important să acordați mare atenție la aceste indicații ce sunt pe corpul bobinei, deoarece dacă ați greșit bobinele, bineînțeles, oscilatorul nu va funcționa. Bun. Deci, prima regulă, uitați-vă pe corpul bobinei. La câțiva la care au cumpărat recent acum cablajul și transformatorul, de la mine le-am pus un punct cu cositor pe pinul 1 ca să știe că de acolo începe bobina. Da? Bun. Eu introduc acest suport în menghina asta, îl pun aici pe acest marker. Așa, dacă aveți, eu știu, o altă posibilitate, bineînțeles, eu asta am avut la îndemână și asta, cu asta am făcut, da? Și aici începe la mine pinul 1, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima dată realizăm bobina V1, bobina ce are 100 de spire cu sârmă de 0,315.
Bun, avem suportul bobinei în soclu, mă refer aici pe acest suport. Avem în sus îndreptate pinii de la 1 până la 6, iar începem cu bobina de 1, care este alcătuită din 100 de spire cu sârmă de 0,315. Am aici sârmă de 0,315. Prima dată va trebui să deizolăm, să răzuim acest lac de pe fir. Asta este o altă greșeală pe care o fac unii. Au făcut-o unii, n-au dezizolat firul și, bineînțeles, oscilatorul nu a funcționat. Deci cel mai bine, la început, luați un cutter sau o lamă și răzuiți ușor un centimetru sau chiar și un pic mai mult din capătul firului. Îl puneți pe o suprafață, pe ceva și ușor cu o lamă mulți au încercat direct cu cositor, dar cel mai bine îl răzuiți ușor. Iar dacă arată ok, îl verificăm cu aparatul de măsură dacă este în ordine. Facem acest lucru acum, la început, pentru că odată ce am înfășurat bobina, poate este destul de dificil să mai curățăm sau să-l dezizolăm. Și de aceea verificați înainte cu aparatul de măsură dacă este ok. Nu vă grăbiți. Puneți aparatul de măsură pe testul de continuitate, adică acolo unde trebuie să auzim pip-pip. Și încercați să verificați acea parte curățată dacă face pip. Face pip. Este bine. Dacă nu face pip, curățați mai departe. Super. Bun. Curățarea este foarte importantă. Nu insistați, nu apăsați tare, pentru că o să rupeți firul. Acest lac de pe firul de cupru se duce ușor, așa că nu trebuie să forțați. Bun. Iar odată ce este ok, îl punem pe pinul 1, începem de la pinul 1. Puneți firul într-așa fel încât partea care ați curățat-o să facă contact cu suportul bobinei. Învârtiți-o de vreo câteva ori pe pin, pe terminalul suportului, și facem un punct cu cositor pe acest picioruș.
să nu țineți mult pe să nu țineți mult ciocanul de lipit pe acest pin, pentru că plasticul suportului se topește, se încălzește rapid și se va strâmba și o să aveți mai târziu probleme când îl montați pe placă. Tot timpul încercați să verificați, tot timpul nu vă grăbiți, verificați de două ori, pentru că e bobina de 100 de spire, e nașpa să o faci și la urmă să observi pe parcurs, bă, ceva nu-i bine, iar o dai jos, pui alta. Super. După ce ați făcut acest pas, important, mai verificăm încă o dată cu testerul. Așa. Dar de data aceasta punem un fir, un cordon de la aparatul de măsură pe pinul, pe partea pinului unde am lipit firul, iar celălalt pe partea din spate a bobinei, adică pinul care vine montat pe placă. Ia să vedem dacă prind pe cameră. Vedeți? Aici am lipit firul. Să vedem cum fac să observați cât mai bine. Așa, cred că se vede mai bine. Aici am lipit firul, iar când măsurați, puneți un cordon pe acest pin aici. Acesta va fi introdus în placă, iar aici este firul bobinei, da? Și dacă face pip, atunci trecem mai departe. Dacă nu face pip, încercați să vedeți care e problema, să-l curățați mai bine, îl mai lipiți, puneți cositor. Face pip. Și încercați să puneți un cablu exact pe fir unde ați pus cositor, da? Pentru a verifica dacă este un contact perfect. Bun, acum facem bobina. Acum începem cu bobinatul. Avem 100 de spire. Nu vă grăbiți, nu trebuie neapărat să fie chiar spiră lângă spiră, da? Nu vă faceți griji că, eu știu, dacă nu sunt, nu există, bobina nu are spiră lângă spiră, nu va funcționa. Nu, important este să aceste 100 de spire să le întindeți pe toată suprafața bobinei și va trebui, cred, să facem două straturi și jumate, da? Te duci odată, te întorci înapoi și cred, încă o dată, cred că trei straturi, da? Bun. Important, prima spiră să nu o trageți neapărat foarte tare, să întindeți firul foarte tare, pentru că când va trebui să băgăm suportul de ferită, vom avea aici o mică problemă, iar dacă acest fir este întins prea tare, acest fir este întins prea tare, nu vom putea introduce suportul de ferită, îl vom forța, suportul de ferită este foarte sensibil, se va crăpa, de aceea încercați prima spiră să nu trageți tare de fir, să fie așa cu sentiment, așa ușor, da? Pentru că mai târziu va trebui aici să apăsăm un pic pentru a introduce sistemul, cum îi spune,
bucățile deferite, componentele deferite ale transformatorului, da? Și va trebui un pic să împingem din spire, da? De aceea nu întindeți prea tare, da? Și începeți. Avem o spiră. Și acum trebuie doar să numărați 100 de spire, da? Dacă aveți răbdare, puteți cu o sculă de asta să vă aranjați fiecare spiră, dar și dacă nu este chiar spiră lângă spiră, totul este în ordine, da? Două, trei, patru, cinci. Iar le împing așa ușor cu degetul. Bineînțeles, cu o mașină de bobinat acest proces ar putea face mult mai ușor. 6, 7, 8, 9, 10. Am pus camera în alt unghi ca să vedeți acum exact cum arată bobina. Am până acum 10 spire, 11, 12, 13 bobinate în sensul acelor de ceasornic. Și să știți că bobina nu este chiar așa critică, dacă eu știu, puneți 105-102 spire, nu este chiar așa problemă, da? Dar totuși cel mai bine e să fiți în zona 100, da? Optsprezece, nouăsprezece, 20, 21, 22, 23. Iar când ajungeți în capăt, pur și simplu veniți înapoi. 24, 25, 26, 27, 28. Douăzeci nouă, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Patruzeci, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. După cum vedeți, acum când după ce am trecut de primul strat, nu mai sunt spirele chiar așa una lângă alta, sunt extinse pe suprafața bobinei, dar nu vă faceți griji. Eu o fac acum așa în repezeală. Voi puteți chiar să încercați să o faceți chiar spiră lângă spiră, dar după cum am spus, funcționează și așa. Cred că am 50 de spire. 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 de expiri. Șapte, șapte, șopt, șapte, nouă, optzeci, opt-unu, opt-doi, opt-trei, opt-patru, opt-cinci, opt-șase, opt-șapte, opt-opt, opt-nouă, nouăzeci. Ne apropiem de sfârșit. Cred că am vreo două spire în plus. Cred că am numărat un pic greșit, dar nu este așa critic. Acum avem ultima spiră, iar aceasta va veni pe pinul 3 și o vom pune, fiți atenți, o vom trage așa pe pinul 3 un pic, până o vom curăța, da? Iar acum luăm cutter-ul sau o lamă și încercați ușor, ușor să curățați chiar zona care vine lipită pe pin. Să nu apăsați tare, că altfel se va rupe firul și după aceea să o luați de la început. Și țineți firul un pic întins acum până îl curățați. Și acum îl punem ușor pe acest pin, îl învârtim o dată, dar atenție, nu lipim întâi, îl verificăm cu testerul de continuitate dacă este tot în ordine, da? L-am pus numai provizorul, l-am învârtit o dată după pin. Luăm testerul de continuitate, punem un cordon pe primul pin, pinul 1 și unul pe pinul 3. Exact, îl punem unde avem firul și face pip.
L-am pus exact pe fir, exact în locul unde l-am curățat. Ah, s-a stins aparatul. A intrat în standby. Verificați de 2-3 ore asta să fiți siguri că totul este în ordine, da? Iar odată ce sunteți siguri că este în ordine, punem un punct de cositor, da? Iar acum mai verificăm încă o dată. Iar acum punem cordoanele de aparatul de măsură pe pinii care vin montați pe placă, da? Super, totul face click, pip. Acum tai restul de fir care mi-a rămas aici și mai verific încă o dată, să fiu sigur. Nu mi-am dat seama și se terminase bateria la cameră. Eu lipisem și tot vorbeam aici și explicam și după aia mi-am dat seama că stai că mai am baterie. Ok, atât a fost în acest video. În următorul video continuăm cu bobina V2 și V3. Acelea sunt mai mici, numai câteva spire, după aia montăm bucățile, componentele de ferită, clamele de prindere, montăm placa și așa mai departe, da? Te auzim în următorul video. La revedere!